Prin proiectul transfrontalier Dacia a fost creat un proiect ambițios, dar și foarte util pentru cei care locuiesc în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse. Este vorba despre o rețea de stații seismice care poate detecta un cutremur cu 4,5 secunde înainte. Sistemul de alertă poate fi folosit și pentru alte tipuri de calamități. Rețeaua de stații seismice a fost creată pentru a proteja populația de pe ambele maluri ale Dunării, prioritare fiind școlile, spitalele și centrele nucleare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu pot detecta în timp real producerea unui cutremur cu efect catastrofal în regiunea Vrancea, cu o magnitudine de peste 7,1 grade pe scara Richter. Aici este activa în timp real. Deci toate mișcările seismice care se produc sunt văzute în timp real. Partea de proiect presupune aplicația și presupune acest sistem de alertă pe care îl vedeți dumneavoastră sus acolo, care este în funcție de intensitatea cutremurului. Proiectul Dacia, derulat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, este unic în această parte a lumii și poate opri în timp util producerea unei catastrofe, în sensul că va fi oprită furnizarea de utilități, gaze naturale, apă și energie electrică. Intensitatea de la 1 la 10, pe culori, ca și acest sistem de alertă de acolo. Deci va fi și alertă luminoasă și alertă acustică în cazul producerii unor cutremure, exact pe ce se vede aici. Primul lucru care se va face, se dorește ca acest soft, în cele 4,5 secunde când se detectează cutremurul, să se oprească furnizarea de utilități, care este vitală în diminuarea efectelor unui eventual cutremur. Se știe că dacă se produc explozii, se produc incendii, populația poate să moară și să fie mult mai afectată decât dacă aceste utilități sunt oprite. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență afirmă că sunt pregătiți pentru a salva vieți omenești în cazul unei calamități naturale. Mai mult, săptămâna aceasta, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost aprobat și planul de acțiune în caz de cutremur sau alunecări de teren, unde s-au stabilit responsabilitățile pentru instituțiile din fiecare județ și totodată modul de intervenție al angajaților ISU.